dimineața, așa începe viața. Bună dimineața! Bună dimineața! Am intrat direct cu CCTV-ul. Am zis să vi-l arătăm înainte, așa, la, de a vă spune bună dimineața, să vedeți cum este afară acum la prima oră. Și este cam răcoare și este cam urât. Se apropie iarna, ce să mai... Bună dimineața, încă o dată vă spunem. Bună dimineața, Roxana! Astăzi suntem de când noi doi. Noi doi o să vă încântăm astăzi, dacă vreți. Bună dimineața! Ce faci? Foarte bine. Foarte bine faci, foarte bine. Așa este bine, să faci foarte bine. Da, văd că ți-ai luat pulovărașul, deci răcoare. Da, este, este. Din ce în ce mai răcoare în fiecare zi, da. Așa este, este răcoare, într-adevăr. Ei bine, temperaturile de astăzi nu vor depăși 15 grade Celsius. Da, 15 grade Celsius. Iar cele minime au coborât deja până la vreo 8 grade Celsius. Nu vom mai avea ploaie, decât izolat, așa, pe la munte s-ar putea să mai fie. O să avem și ceva nori, dar... O să iasă și soarele la un moment dat. O să fie un soare așa mai cu dinți, știți? Pentru că din ce în ce, de la o zi la alta, soarele o să fie mai cu dinți. Pentru că mâine vom avea 13 grade Celsius, iar vineri 14 grade și în weekend va fi la fel. Partea frumoasă e că nu mai avem ploi, teoretic, decât în izolat. Bun, avem și imediat să-mi iau eu aici anunțul. Anunțul pentru că CEZ întrerupe din nou energia electrică, este o întrerupere de scurtă durată, iată, în intervalul 23-24 la noapte se va întâmpla acest lucru în Pitești. Și fiți atenți pentru că sunt foarte multe străzi care sunt afectate și clădiri. Primăria Pitești este afectată, presupunem că la ora 12-11 noaptea nu o să fie nimeni în primărie. Cartierul Ieremia Grigorescu, blocurile P1, P2, P3, P4, P5, C4A, P6, P9, P10, P15, P16, P17, P18. Străzile Eremia Grigorescu, Victoriei, de la Teatrul Alexandru Davila până la sediul Inspectoratului Județean de Poliție, blocul Union, Calea București, blocurile 1, 2, Ana Ipătescu, blocurile 2, 7, Cristescu, Bulevardul Republicii, de la Teatrul Alexandru Davila la avuzul de apă, blocurile 1, bloc Irta, 2, bloc Irta, 3, bloc Irta, 4, bloc Irta, 5, bloc Irta, toate blocurile 5, blocuri Irta. Trivale, Arman Călinescu, Teatrul Alexandru Davila, Muzeul de Artă, Aleea Ioan Catacozino, Laboratorul de Recoltare Sânge și Spitalul Militar. Dacă aveți treabă pe la 11 noaptea, eu zic să stingeți lumina mai devreme, pentru că dacă nu, vă stinge cezul. Da. Între orele 9-16 astăzi la Boțești, în sat Moșteni Greci, se întrerupe energia electrică. Între orele 8-30-16 la Drăganu, în satele Drăganu, Prislopul Mic. Între orele 8-9-30 la Cotmeana, în satele Bascovele, Sândulești, Ursoaia, Dragolești, Pielești și se mai întrerupe odată în acele localități între orele 15 și 16. Între orele 8:30-16 la Băbana, sat Dealul Bogdanului, între orele 8:30-16 la Cocu, sat Bărbătești, 8:30-16 la Cotmeana, sat Ursoaia, 8:30-16 Lunga Corbului, sat Lângești. Trebuie să vă spunem pentru că se fac lucrări din zonele respective și este important, iată, să vă dăm și dumneavoastră această informație, să nu credeți că ați rămas fără curent electric pentru că s-a întâmplat ceva prin zonă. Da. CEZ-ul le oprește pentru că, așa cum spuneam, fac lucrări. Și mai avem un anunț de făcut și un material pregătit pentru dumneavoastră. Începe Festivalul de Folk, prima ediție. Atenție, după ce am avut foarte multe festivaluri, după cum ați observat în ultima perioadă, și la Leaua de Aur, la Mioveni și Zavaidocul la noi aici, Carpațiu, de ce nu? Iată că facem și un festival de folk, este un festival mult așteptat, mai ales de iubitorii de gen. O să vedem și noi imediat un material și revenim, bineînțeles, la matinal aici cu Zodiacul. Să
Astăzi avem un horoscop un pic mai răutăcios, vorbim despre defectele zodiilor. Despre defectele zodiilor, am vrut să te întreb, dar înainte am vrut să te întreb, îți place folcul? Așa, dar vedem după festival, poate cine știe să-mi placă mai mult. Da, ce muzică îți place ție? Păi nu știu, acum mai multe genuri, depinde. Depinde de depinde dispoziția, de, dispoziție de stare, bineînțeles. De... Foarte tare, da. Da, bun, deci zodiacul defectelor, foarte interesant mi se pare. Ce ai zis la nu Leu? Nu cred că o să ți se mai pară după aia. Aole, e clar, deci mi-ai răspuns și la întrebare. Da, bun, vedem zodiacul defectelor. Stați aproape pentru că este foarte, foarte interesant, credeți-mă. Așa un pic mi-am aruncat ochii înainte de emisiune pe câteva zodii și e senzațional. Deci, zodiacul defectelor cu Roxana. Antenața. Berbec, căutați cel mai impulsiv și nerăbdător semn zodiacal? L-ai găsit! Dacă ar putea, Berbece ar striga non-stop cât i-ar ține rărunchii, vreau acum, acum! Un alt defect, dacă o idee nu a fost a lor, acea idee nici măcar nu există pentru ei. Imaturi și alintați, uneori nativii sunt greu de suportat de cei din jur. Taur. Posesiv și materialiști, taurii nu știu să împartă absolut nimic cu cei din jurul lor. Ceea lor e doar al lor, iar dacă ai nevoie de un împrumut, descurcă-te. Dacă ai avut ghinionul de a intra într-o discuție în contradictoriu cu un nativ al acestei zodii, mult noroc când a încercat să-l convingi că nu are dreptate. Taurii sunt dureros de încăpățânați, leneși și de lăsători. Gemeni. Au personalități multiple și nu știi niciodată la ce să te aștepți din partea lor. În plus, gemenilor le place să se audă vorbind, așa că nu te aștepta să ai parte de o discuție civilizată și pertinentă cu ei. Nu în ultimul rând, pregătește-te să fii impresionat de toate pasiunile, interesele, hobby-urile și abilitățile lor. Compun poezii, dansează contemporan și citesc despre arhitectura barocă. Din păcate, deși intenția lor de a învăța multe, se concentrează asupra tuturor lucrurilor pe care vor să le facă și ajung să le facă pe toate, însă prost. Raci. Nativii acestei zodii sunt atât de indispuși și au mereu atât de multe toane încât e greu să stai în preajma lor. De cealaltă parte, sunt timidi și exagerați de precauți, iar când vine vorba de a încerca ceva nou, preferă să nu își părăsească zona de confort și să facă mereu aceleași lucruri. Care este totuși cel mai mare defect al racilor? Sunt mult prea sensibili și orice remarcă la adresa lor poate fi interpretată ca o jignire. Leu. Lei se cred atât de frumos și special încât e greu să stai în preajma lor fără să te enervezi. Narcisiști până în văduva oaselor urăsc să nu fie centrul atenției și să nu aibă dreptate. Încăpățânați și ușor înguși la minte, nativii din această zodie le este foarte greu să recunoască atunci când greșesc și aruncă adesea vina pe altcineva sau altceva. Fecioară, mare grijă la ce faci și ce zici atunci când ești în preajma unei fecioare. Deși nu se pot exprima neapărat în mod direct și verbal, te judecă în tăcere și îți găsesc tot felul de defecte pe care probabil nici nu le ai. Sunt perfecționiști până măduva oaselor și atât de tipicari încât îi enervează pe cei din jur. Nu în ultimul rând, sunt extrem de pesimiști și reușesc rare ori să vadă și partea plină a paharului, contaminându-i pe toți cu energia lor negativă și nefastă. Balanță. Ți-ai făcut planuri să te vezi la cină cu o balanță? Așteaptă-te să ajungă la micul dejun sau poate la prânzul de a doua zi. Nativii acestei zodii sunt incredibil, nativiilor acestor zodii le ia incredibil de mult să se hotărască asupra unui lucru și stau să cântărească fiecare variantă, posibilă și imposibilă, ratând adesea o mulțime de oportunități doar din cauza nehotărârii. Pentru a se asigura că sunt pe placul tuturor, balanțele renunță la propriile păreri și opinii. Nu în ultimul rând, sunt exagerat de vanitoși și își pun frumusețea pe primul plan. Scorpion. Să nu care cumva să îndrăznești să greșești față de un scorpion, fiindcă nu doar că nu te va ierta și uita toată viața, ci va avea grijă să și regreți ce ai îndrăznit să păcătești. Manipulatori și nativii acestor zodii se vor determina să spui că albul e negru și negrul e alb, fără ca măcar tu să-ți dai seama de acest lucru. Iar când vine vorba de stările lor de spirit, pentru scorpioni nu există zile proaste, ci pur și simplu căderi într-un abis de supărare și disperare din care cu greu pot ieși. Săgetător.
Pentru o calitate, pentru alții un defect, săgetătorii sunt dureros de sinceri și nu se sfie să spună verde în față orice părere care le trece prin cap. Dacă nu știi ce înseamnă cuvântul atotștiutor și îl cauți în dicționarul ilustrat al limbii române, cel mai probabil vei găsi poza unui nativ al acestei zodii în dreptul termenului. Extrem de energici, săgetătorii sunt mereu în căutarea unei aventuri. Astfel, se plictisesc cu ușurință și devin cu adevărat neplăcuți. Capricorn. Au atât de mult autocontrol și disciplină încât le e foarte greu să se relaxeze și să se mai și lase purtați de val din când în când. Nativii acestei zodii sunt negativiști și dramatici, iar o simplă întâmplare proastă din viața lor se poate transforma într-o adevărată tragedie care să le amintească de toate problemele prin care au trecut și pe care le-au depășit cu greu de-a lungul timpului. Vărsător. Nativii acestei zodii se cred foarte pertinenți, obiectivi și raționali. Care este totuși trăsătura care enervează cel mai mult pe cei din jur atunci când vine vorba de vărsători? Sunt dispuși mereu să ofere sfaturi chiar și atunci când nu li se cere să facă acest lucru. Pești. Peștii preferă să se lase purtați de val, iar această atitudine delăsătoare pe care o au îi transformă în persoane ușor pierdute în spațiu, fără direcție, plutând în derivă. Nativii acestei zodii sunt mereu concentrați asupra propriilor nevoi și nu reușesc să bage de seamă când cei din jur au nevoie de ajutor sau sprijin. Deși sunt cei mai maturi și mai experimentați membri ai zodiacului, sunt incredibil de naivi și creduli. Horoscopul s-a încheiat, iar acum vă las cu lecția de lectură. Antenața! Bun venit la un nou episod din lecția de lectură. Un volum deosebit, un volum pe care aș vrea să vi-l prezint pentru că este la modă, ca să spun așa, reprezintă biografia interzisă a unui personaj care ne înfrământă foarte tare în ultima perioadă de vreme. Este vorba de Vladimir Putin. Este una dintre cele mai interesante biografii pe care eu am citit-o, autor fiind Stanislav Belkovski, este vărul lui Berezovski, cine știe, este un adversar de temut al lui Putin, un analist politic recunoscut și un specialist în comunicare. Pentru noi poate rămâne ca o persoană inedită din punctul de vedere al teoriei pe care el a dat-o la iveală și care presupunea o împărțire teritorială foarte interesantă. Transnistria să revină, era să zic Uniunii Sovietice să revină Rusiei, iar Republica Moldova să fie asimilată de către România. Interesantă teorie, nu? O să regăsiți în acest volum o prefață a unui tip foarte cunoscut la noi, este vorba de Emil Hurezeanu. O să vedeți că discursul care este literar în foarte multe locuri și jurnalistic, vă reprezintă personalitatea lui Putin așa cum n-a mai fost cunoscută, cu lumini și umbre, un personaj care, cum să spun, este închis în sine, nu face mare analiză politică, este omul care ia decizii imediat, este un om care deține o putere foarte mare și este omul care se pare că, așa ca un element de senzație, avea acum câțiva ani o avere situată undeva la 40 de miliarde de dolari. Nu? Spune ceva. Este foarte interesant. Este un om, iată, care începe să facă jocurile în politica mondială. Este un tip de temut. Este un tip care, dacă vreți, este singular. Și asta este o chestiune, o latură psihologică care este foarte bine subliniată aici. N-ați putea spune că este o chestiune de patologie psihologică. Este o dorință de putere, este obsesia puterii, dacă vreți, și este vorba de un mesianism la care Rusia nu a renunțat niciodată. Îmi vine acum în minte intrarea lui în momentul în care a fost uns ca președinte, a fost intrarea în Palatul Țarilor. Nu este deloc de neglijat o asemenea imagine care este dată obsesiv și dacă o să fiți atenți pe la postul de televiziune, o să vedeți că este dată în permanență. Este o personalitate care s-ar putea să afecteze în mod decisiv, zic eu, începutul mileniului al treilea. O recomand cu mare dragoste. Antenața!
Am revenit cu dale noastre, bineînțeles, și dale noastre astăzi este alcătuit din Argeșul, Curierul Zilei, curier medical care a apărut astăzi și, atenție, Fermierul Argeșan este un alt produs al editurii Realitatea Argeșană alături de Universul Argeșan. O să vă citim mai multe din Fermierul Argeșan imediat, pe care îl puteți găsi, bineînțeles, la Tarabe, începând de astăzi. Este lunar, este o revistă lunară. Argeșul pe prima pagină are așa: anul a trecut, în județ mai nimic nu s-a făcut. La începutul anului atrăgeam atenția autorităților locale și județene asupra priorităților pentru care acestea, cod la cod cu parlamentarii, ar trebui să se bată. Mai avem puțin și tragem linie, căci luna octombrie e pe sfârșite. Întrebarea e: s-a făcut ceva în acest an? S-a tras tare în beneficiul județului? Nu prea. Iar unul dintre cele mai elocvente exemple este tergiversarea proiectului privind autostrada Pitești-Sibiu. Imediat vă spunem mai multe, de fapt vă spunem chiar acum pe larg despre nerealizările din acest an, care sunt, uite, o pagină întreagă a colegilor de la Argeșul, este o analiză a nerealizărilor, dacă vreți, din acest an. Infrastructură, și la infrastructură intră, bineînțeles, printre altele, atenție, printre altele și autostrada Pitești-Sibiu, este unul dintre proiectele care chiar ne afectează și nu numai pe noi, ci întreaga Muntenie. Turismul. Avem Transfăgărășanu și, așa cum aminteam într-o ședință care a avut loc la pensiunea Valea, cu, așa, la o pensiune, s-a pus la cale reabilitarea Transfăgărășanului. Însă poate cel mai important proiect este cel privind construcția stațiunii Moliviș. Se pare că și DNA a intrat pe fir, în condițiile în care părțile implicate se acuză reciproc. Alocarea fondurilor pare în ceață, iar lucrările sunt în mare întârziere. Dacă investiția nu este finalizată până în decembrie 2015 și nu are cum, dată fiind situația actuală, se pot pierde fondurile europene aferente. Președintele Consiliului Județean, Florin Tecău, a spus că se fac toate eforturile pentru ca proiectul să fie terminat în acest an, conform cerințelor europene. Da, așa ne spunea și acum câteva luni, că o să fie bine, că vin fonduri, că nu știu ce, că nu știu ce. Da. Consiliul, nu, da, pe hârtie mai avem planuri și pentru o stațiune de schi în zona Leaota, fiind încheiat în acest an, în acest sens, un parteneriat cu județul vecin Dâmbovița. Lucrurile nu s-au mișcat însă deloc, toată atenția fiind concentrată pe proiectul de la Molivișu. În industrie, Argeșul a pierdut o bună parte din industria de altădată, de vină sunt mai toți guvernanții. Au dispărut Aro, Grulen, fabrica de porțelan, Rolast și multe alte unități economice importante și va veni rândul și platformei Arpechim. Rafineria este pe punctul de a ajunge la fier vechi, iar petrochimia preluată de Olchim așteaptă ca statul să preia rafineria. În tot acest timp, statul nu face nimic, iar la divizia petrochimică Bradu se fac în continuare disponibilizări. Stop defrișărilor, spun colegii de la Argeșul. Chiar și ieri, Cotidianul nostru a semnalat faptul că Argeșul pare să fie raiul hoților de lemne, fiind pe primul loc la defrișări. Stoparea defrișărilor nu a putut fi realizată, iată, chiar dacă s-au implementat fel de fel de metode de control. Pe de altă parte, în Argeș sunt active circa 60 de alunecări de teren care au afectat gospodării și drumuri importante. Și în mediul rural sunt nerealizări, bineînțeles, despre ce e vorba, citiți dumneavoastră în Argeșul. De pe prima pagina ziarului Top aflăm că a început campania de vaccinare în județul Argeș. Mai multe detalii aflăm și în pagina 3. Apropierea sezonului rece a făcut ca și campania de vaccinare să demareze la nivelul județului Argeș. Anunțul a fost făcut de către Sorina Honțaru, directorul Direcției de Sănătate Publică Argeș. Acesta a mai punctat că la nivelul județului au fost repartizate peste 14.000 de doze de vaccin, acestea fiind deja distribuite în teritoriu. Primul pas a fost acela de a distribui către medicii de familie aceste doze de vaccin, iar acest proces a fost început pe data de 12 octombrie. O să spun că inițial am primit 14.130 de doze, iar la nivelul direcției mai avem acum 2.520, a declarat Sorina Honțaru. Da, și în timp ce noi vorbeam de Molivișu și colegii de la Argeșul la fel și toată lumea și despre nerealizările din acest an, ei bine, Florin Tecău, președintele Consiliului Județean, unde credeți că se află? Unde credeți? În Chira.
Președintele Consiliului Județean Argeș a plecat ieri în China, unde va avea mai multe întâlniri oficiale pe parcursul a 3 zile. Drumul este unul obositor, 16 ore dus, 16 ore întors, iar TECU speră să fie cu folos, mai ales că el va semna un protocol de colaborare în domeniile educație, cultură și schimburi economice cu oficialități din provincia Sichuan. De altfel, vizita delegației române în China este prilejuită tocmai de o invitație primită de la guvernatorul acestei provincii. În ultima vreme, în Argeș au ajuns mai multe delegații din China, inclusiv oameni de afaceri care s-au arătat interesați de investiții în județul nostru. Numai târziu de vinerea trecută au fost deschise în Pitești, în premieră, cursuri de limba chineză la care s-au înscris, atenție, peste 600 de elevi din județul nostru. Da, bun, cred că am fost un pic cam rău la început, da, dacă iese cu ceva din China, atunci da, fie, merită o astfel de deplasare acolo, poate cine știe, o să avem și noi de câștigat dacă va semna acest protocol de colaborare cu prietenii noștri chinezi, da. Titlu interesant tot în ziarul Top, un piteștean a făcut o pasiune din infracțiunile rutiere. Se pare că un piteștean are niște pasiuni mai ciudate. Acesta tot încalcă diferite reguli de circulație, ultima dată fiind prins la volan, deși avea permisul de conducere suspendat. Astfel, un anume Marius Andrei, de 29 de ani, a fost prins luni de polițiști argeșeni în timp ce conducea un autoturist pe strada Târgu din Vale. Acesta nu avea voie să se afle la volan pentru că avea permisul suspendat. Povestea este una destul de interesantă pentru că acesta a rămas fără permis după ce în urmă cu 3 ani a fost prins de 2 ori în 6 luni de polițiștii rutieri din Sibiu în timp ce a depășit viteza pe tronsonul cu doar 50 de km la oră. Decizia a fost contestată în instanță, iar în septembrie a venit decizia finală, șoferul având permisul suspendat, lucru de care a fost și el înștiințat. Piteșteanul s-a ales acum și cu dosar penal. Da, eu am trecut la Curierul Zilei, Curierul Zilei care astăzi a apărut cu suplimentul Curier Medical și din Curier Medical avem foarte multe materiale interesante, de exemplu a început sezonul răcelilor și vă dau colegii de la Curierul Zilei și câteva remedii așa naturiste, mai băbești, pe care puteți să le folosiți pentru a scăpa de răceală sau pentru a nu răci. Măceșele și efectele lor terapeutice, iată. Un alt material, consumul de nuci previne diabetul, consumul de nuci. Specialiștii americani au demonstrat, ăștia demonstrează multe, am văzut cercetătorii americani și cei britanici, ăștia mereu fac câte ceva, mereu descoperă ei câte ceva, da. Colonoscopia și cancerul colonic, iată un material pe două pagini în Curier Medical, totul despre colonoscopie și cancerul colonic. Vreau să le mai spun piteștenilor că au început pregătirile pentru o nouă ediție a festivalului Zavai Doc. La finalul lunii noiembrie, mai precis în perioada 27-29 noiembrie, va fi organizată o nouă ediție a Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche Zavai Doc. Vorbim de astfel de o ediție cu totul și cu totul specială, fiind a 10-a ediție a acestei manifestări, așa că totul se anunță mai mult decât special și deosebit. Mai multe informații găsiți în ziarul Top la pagina 5. Da, și vă spuneam de Curierul Zilei. Curierul Zilei care pe prima pagină are așa un gest mai puțin obișnuit în Pitești, a înmânat portofelul pierdut plin cu bani. Într-o lume în care banul este la putere, iar valorile adevărate par a fi uitate, mai există și oameni cinstiți, al căror exemplu este demn de urmat. De curând, un tânăr angajat la un hipermarket a găsit în raionul cu faianță un portofel plin cu bani, carduri și acte, care fusese pierdut de o clientă și l-a returnat acesteia intact, fără să se atingă de vreun leu. Portofelul conținea, atenție, aproximativ 4.000 de lei. Imediat după ce l-a găsit, Marius Zamfir le-a spus șefilor, iar posesoarea a fost anunțată telefonic să se întoarcă să recupereze portmoneul. Deși i s-a oferit o recompensă, angajatul a refuzat categoric. Așa ceva mai rar întâlnește. Ce ai fi făcut dacă ai fi găsit portofelul cu 4.000 de lei? Bineînțeles că e la șurile. Bineînțeles că suntem într-o transmisiune în direct și bineînțeles că asta spunem. Asta așa ai fi făcut? Nu, nu este adevărat. Da, din câte am văzut eu în ultimele 3 zile de când ești alături de noi, aia ai fi făcut, da. Felicitări. Și înainte, scuză-mă, trebuie să vă mai spun că mi-a atras atenția, așa? O sancțiune record pentru o societate din Pitești, 5 milioane de euro a primit amendă. 5 milioane de euro a primit amendă o societate din Pitești, cât a cerut Elena Udrea, mită, dacă ați văzut pe televiziunile naționale, așa spun procurorii DNA, că ar fi cerut 5 milioane mită. Îți place Elena Udrea?
Nu? Nu. Nu? Ok. De ce? Deci a schimbat cu actura sau? Nu, nu, nimic. N-auzi rea să nu te înțeleagă da. Greșit. Mie-mi place de ea. Ca o așa pe ea de fată. Da, mă rog. Da. Administrația Fondului pentru Mediu a dat o amendă colosală unei firme de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje din Pitești. Societatea a primit o sancțiune de 5 milioane de euro, fiind una dintre cele 3 societăți de profil penalizate. Societatea este pe locul 2 într-un clasament nedorit al celor mai mari sancțiuni primite. Firma avea un plafon de deșeuri pe care ar fi trebuit să le strângă de la Agenții Economii și Populație. 5 milioane de euro. Doamne Dumnezeule! Să-i plătească. Dacă nu, se execute silit. Și banii se intre la buget, bineînțeles. Ziua Carierei va fi marcată la Biblioteca Județeană. Proiectul Ziua Carierei, organizat de Clubul Interact Pitești, își propune să le ofere tinerilor șansa de a avea contact direct cu persoane ce și-au creat de-a lungul vieții cariera. Mulți tineri nu știu ce să facă după absolvirea liceului și nici unde să se informeze în legătură cu opțiunile lor. Ajunsă la a treia ediție, Ziua Carierei este dedicată liceenilor nedumeriți, dornici să afle detalii din domenii precum medicina, avocatura, management, educație, inginerie, teatru, armată și IT. Consultanții sunt dispuși să răspundă întrebărilor și să sfătuiască tinerii pe baza bogatei lor experiențe. Evenimentul va avea loc în sala de conferință a Bibliotecii Județene din Nicu Golescu, în data de 23 octombrie, începând cu ora 12. Da, și o să discutăm și noi mai multe despre acest eveniment în vineri, dacă nu mă înșel, pentru că o să avem invitați de la Interact aici. Da, uite un material care chiar mi s-a părut interesant, este făcut de Curierul Zilei, un sondaj printre piteșteni au făcut colegii, duminica la prânz, săraci, dar mâncăm bine. Și sunt mici interviuri cu foarte mulți piteșteni, de la noi de aici, bineînțeles, care spun cum petrec ei duminica în familie. Desert nu am mai avut bani, spune o doamnă. Nu doar duminica mâncăm bine, spune o altă doamnă. Am o nevastă tare pricepută la făcut mâncare, spune un domn. Plăcintă de mere cumpărată din centru, mănâncă doamna, o doamnă. Și o mulțime de bunătăți. Haideți să vedem ce. Am acasă musaca și fasole bătută cu ceapă prăjită. Aoleu, nu cred că trebuia să citim materialul ăsta la prima oră așa. Deci deja mi s-a făcut foame. Mai ales de fasolea bătută cu ceapă prăjită. Doamnă, Lucreția spune. Tocmai am sunat-o pe soție și mi-a spus că este gata masa. Avem pulpe la cuptor cu garnitură de legume. Nu mai citesc. Nu se poate, deja mi s-a făcut foame. Nu mai citesc. Citiți dumneavoastră în Curierul Zilei cum mănâncă piteștenii. Este un material foarte interesant. Uite, se și respectă oamenii fără desert pentru poze, că avem glicemia mare. Pozele sunt cu piteștenii intervievați, nu mai cu mâncarea, din fericire, nu cu mâncarea. Da. Fiecare medic de familie a primit, că spuneai și tu, doar câte 25 de doze de vaccin antigripal, când necesarul e de câteva sute, spun colegii de la Curierul Zilei, primul venit, primul servit cu vaccin. Campania de vaccinare antigripală gratuită a populației a început timid din această săptămână. Spunem timid, fiindcă la nivelul județului au fost primite 14.000 de doze, majoritatea fiind distribuite în spitale pentru personalul medical, copii și bătrâni, pentru bătrânii și copiii instituționalizați. Pentru restul populației, fiecare medic de familie a primit 25 de doze. Oricum este decât prima tranșă, urmează și să vină și alte sute, alte mii de doze în județul nostru. Oricum am făcut și noi un material la Observator pe tema aceasta, iar medicii specialiști de la Spitalul Județean spunea că este extrem de important să ne vaccinăm. Mai ales că ne imunizăm și este foarte bine, ne crește imunitatea organismului. Eu da. Am trecut aici la sport și mi s-a părut interesant articolul despre arbitrii din Argeș care au fost rezerve la două jocuri din Liga 1. Cătălin Popa a fost rezervă la meciul celor de la Dinamo. Cătălin Popa și Iulian Călina au avut parte de delegări în prima etapă a returului de campionat în cadrul sezonului regulat. Aceștia nu au oficiat la centru, ci au fost arbitri de rezervă la două dintre jocurile din această prima etapă. Ne referim aici la meciurile ce au avut loc sâmbătă, astfel Iulian Călin a fost al patrulea oficial la meciul de la Iași dintre echipa gazdă și FC Voluntari.
George Găman din Craiova a fost arbitru la centru la acest meci, iar un alt argeșan, Eduard Dumitrescu, a fost rezerva, a fost observator. Și cum am spus, Cătălin Popa a fost rezervă la meciul dintre Dinamo și ASEA Târgu Mureș. Da, și că tot vorbeam de masa de duminică și de mâncare și de așa mai departe, aveți mare, mare grijă de unde vă cumpărați băuturile spiritoase, dacă vreți, pentru că, iată, producători de alcool au fost trimiși în judecată pentru că fabricau ilegal aceste băuturi spiritoase. Doamne ferește, ați văzut câte cazuri au fost de astfel de băuturi preparate, dacă vreți, de câte unii introduceau în ele nu știu ce alte substanțe și se întâmpla... s-au întâmplat chiar și câteva drame la noi, tragedii la noi în județ. Așa că verificați, nu știu, vă citiți acea etichetă. Da. Avem și fermierul argeșan astăzi, așa cum vă spuneam, pe prima pagină, ministrul agriculturii Daniel Constantin. Inițiativa acestui ziar reprezintă pentru mine un motiv de bucurie. 2015, un an prost pentru agricultorii argeșeni, 46% din recolta de porumb se află încă pe câmp. Argeșul produce zilnic, atenție, 450.000 de ouă, atât convenționale cât și eco. Și murăturile noțet sau saramură, care sunt mai bune, te pricepi? Nu, prea, din păcate, nu la prea. Murături nu mă pricep. Da. Și nouă ni se pare o inițiativă... foarte bună această revistă care este lunară, așa cum vă spuneam, și de astăzi o puteți găsi și la producătorii de presă, la difuzorii de presă. Am fost și mă voi considera întotdeauna mai presus de orice altă funcție sau statut, un argeșan născut și crescut în Pitești, care și-a petrecut o mare parte din copilărie în zona rurală a județului nostru, de aceea sunt onorat să pot adresa câteva vorbe, în primul rând din această calitate de argeșan și în al doilea rând în ceea de ministru al agriculturii. Inițiativa acestui ziar reprezintă pentru mine un motiv de bucurie. În ziua de astăzi nu se mai poate face o agricultură performantă fără a avea agricultori informați, iar agricultorii noștri sunt dornici de informare și mai ales știu cum să folosească informația pentru a-și îmbunătăți activitatea și o face mai modernă și mai profitabilă. Da. Și vreau să vă spun că în această revistă găsiți absolut tot ce vă interesează despre agricultura din județul nostru și nu numai, tot ce vă interesează despre gospodine, dacă vreți, mai ales că este sezonul, e sezonul de murături, cred că e sezonul. Mai e, mă, Ioane, sezonul? E pe sfârșit sezonul. Da, e pe sfârșit. Iată topul celor mai otrăvitoare plante din țara noastră, principalele greșeli care se fac frecvent la lucrările solului. Foarte interesante materiale, le o să citim, bineînțeles, și noi și zilele viitoare din această revistă. Așa că o punem aici deoparte de noi. Sincer să fiu, e o revistă pe care, de colecție, dacă vreți, ați putea să o țineți acolo și să vă informați sau să vă să vedeți. E un fel de ghid de instrucțiuni în agricultură. Bun, vreau să vă mai spun ceva. La Albeștii de Mușcel cade asfaltul. De fapt, a căzut asfaltul atât de mult încât nu se mai poate circula. S-a întâmplat acolo. Dacă tot s-a dus domnul Tecău în China, ei bine, poate ne aduce câțiva chinezi să asfalteze acel drum, pentru că, așa cum spuneam, nu se mai poate circula. E vorba de drumul județean 735. Și s-a întâmplat acest lucru acum vreo câteva săptămâni, iar de câteva săptămâni, bineînțeles, de când s-a întâmplat, n-a trecut nimeni pe acolo, că domnul Tecău a plecat în China, a plecat mult mai departe, face 16 ore pe drum. Poate cineva de la drumurile naționale, poate cineva, drumurile județene, mă scuzați că e drum județean, într-adevăr, doamna Alina Nicolau, treceți, doamnă, și pe la Albeștii de Mușcel, cade asfaltul acolo. V-a spus cineva, am înțeles că s-au făcut tot felul de sesizări și către primărie, iar primăria către Consiliul Județean n-a interesat pe nimeni. De ce? Pentru că avem treabă cu Molivișu. Molivișu care, oricum, este o mare, mare problemă și, așa cum vă spuneam, și DNA-ul a intrat pe fir. Da. Deci, încă o dată, apel către doamna Alina Nicolau, treceți și pe la Albeștii de Mușcel, unde pică asfaltul. E ca autostrada aia, știți, de la Arad, nu știu de unde, s-a dus la vale. Da, pe mă gândeam că ideea cu chinezii nu e chiar așa ciudată, pentru că am descoperit că tot ce fac românii nu iese bine, așa că... Da, păi pe asfalt poate mai avem să scrie made in China, că în rest...
Da. Bun, cam atât cu revista presei de astăzi. Din, vă spuneam că vă mai citim din săptămânale, din lunare mai nou, din Fermierul Argeșan și zilele viitoare, pentru că sunt materiale foarte interesante. Revenim imediat după o scurtă pauză publicitară, bineînțeles, cu invitații noștri de astăzi și vom discuta despre Pitești și cum arată Piteștiul sau în ce hal arată Piteștiul din punct de vedere arhitectural. Imediat, două minuțele de publicitate și revenim. Antenața. Am revenit la matinal și am revenit cu invitații noștri de astăzi, iar astăzi alături de noi se află doi tineri extrem de talentați, sunt arhitecți în Pitești, i-ați mai văzut și la emisiunea Subiect de Presă, este vorba de Alexandru Dumitrescu. Bună dimineața! Bună dimineața, bine ați venit! Și Silvan Cambrea, arhitect, Neața. O să discutăm despre Pitești. Eu vreau să vă spun că în urmă cu aproximativ 3 săptămâni am fost pentru prima oară, din păcate, la Timișoara și am și postat pe Facebook-ul meu niște poze de acolo. Nu am văzut decât 10% din clădirile din Timișoara, clădirile vechi, bineînțeles, și mi s-a spus că mai sunt foarte, foarte, foarte multe de văzut. Mi s-a părut cel mai frumos oraș din țară. Vreau să întreb și eu, colegii arhitecți, cum vi se pare vouă Piteștiul? Nu comparativ cu Timișoara, pentru că nu există comparativ. Dar cum vi se pare vouă Piteștiul în acest moment? În acest moment este rămas puțin în urmă. Adică, în urmă? Mă gândeam că la ce clădiri moderne avem, chiar am luat înainte. Păi noi eram cumva înainte, după anii 70, și acum de vreo 10 ani aproape că nu am văzut nimic nou. Din contră, s-a umplut Piteștiul de reclame, de barăci, de toate... Da, și barăci o să vedem și noi imediat, pentru că am luat și niște, avem și niște imagini pregătite, iar colegul meu, Claudiu, o să ne ajute. Trăim în epoca termopanului, am putea spune, nu știu, că ne aflăm în era neopan, nu? Sau... Neopan, întâmplării albă, albul predomină. Albul predomină, da. Da, înainte era, uitați-vă ce exact este, strada mare. Știți, din punctul de vedere al administrației este bine, pentru că vin niște bani la buget. Exact. Dar ca ansamblu și ca mobilier urban lasă foarte mult de dorit. Plus că s-a obturat cumva vegetația și era o zonă. Care tot vegetație? Așa. Din spate. Mai avem vegetație pe. Da. Nu, avem acum niște cioșculețe. Acest pasaj, să spunem, e foarte circulat. El putea fi utilat, să spunem, cu niște mici chioșculețe, nu atât de multe, și făcute după un model tip, modern, să aibă un specific. Da, chiar vreau să vă întreb, din punct de vedere arhitectural, la ce s-ar încadra, nu știu, acest, la ce stil s-ar încadra? Trebuie să fie folosite niște materiale cât mai în ton cu orașul, cu cromatica. Noi nu avem practic un regulament, o cromatică, dar ceva decent, niște materiale mai bine alese, nu PVC. Poate să fie lemn, poate să fie metal cu sticlă. Spuneați că nu avem, iată, un model, nu avem ales. De ce nu avem? Nu ar trebui să avem ceva impus până la urmă de autorități sau reglementat oarecum? De... Ba da, nu. Știți, orașul e ca un organism, ca o afacere până la urmă. El nu a fost bine gestionat. Toate aspectele astea, inclusiv urbanismul, ar fi putut să aibă până acum multe reglementări de care se țină cont și să arate altfel. E adevărat că la noi nu s-a implicat nimeni în afara primăriei care a fost depășită de situație. Consider că în momentul să începem să ne implicăm și noi în viața urbană, adică fiecare să încercăm să facem ceva, să venim cu idei, cu propuneri, să nu-i lăsăm pe ei să doarmă în continuare. Asta vreau să vă întreb, da, voi sunteți tineri, acum nu știu în ce măsură, dacă vreți, sunteți lăsați de mai vechii voștri colegi arhitecți să luați atitudine sau să faceți ceva în acest sens. Da, corect? Chiar ne susțin și important. Asta e mare lucru. Da, chiar ne susțin, dar importantă e și legătura dintre comunicarea dintre primărie, instituția publică și ordinul arhitecților.
să fie o conexiune. Am aflat de la emisiunea... azi nu, chiar nu, nu este... Am aflat de la emisiunea Subiect de Presă, care este difuzată în fiecare zi de joi la Antena 1 Pitești de la ora 16, că noi la primăria Pitești nu avem un arhitect. În mod normal. Și nici, mă rog, nici specialiști din urbanism, comisii de urbanism, sunt arhitecte, o doamnă arhitect Taicu, dar în rest... Da, nu ar fi normal să avem totuși să... Legea, să zic, nu obligă decât arhitectul șef să fie arhitect, dar cel mai important, arhitectul șef lipsește în momentul ăsta, că nu e... Nu s-a găsit nimeni. A plecat vechiul arhitect. A plecat în China, cred că. A plecat la inspectorat. E aproape aici, peste drum. Vorbeam de Timișoara, vorbeam de clădirile vechi care există acolo. Noi mai avem clădiri vechi în Pitești? Voi aveți, nu știu, un inventar, ceva, unor astfel de clădiri? Nu prea mai avem. Sunt foarte puține cele pe care le vedem și noi. Inventare există, acela al monumentelor istorice. În afară de asta mai există alte imobile, de obicei locuințe, case transformate în diverse funcțiuni, care ar putea fi mult mai bine puse în valoare, e adevărat, măcar dacă în jurul lor nu s-ar construi ceva haotic sau fără un bun gust. Da, ceva din sticlă am văzut că se poartă acum. Într-adevăr, am mai văzut și eu câteva clădiri. Unele au fost lăsate chiar dacă erau monumente, erau trecute pe lista monumentelor, pe lista clădirilor protejate, au fost lăsate în paragină, că am văzut că asta este moda până la urmă. Sunt retrocedate, lăsate să se dărâme singure, pur și simplu, pentru că legea nu-i obligă să renoveze, proprietarii nu-i obligă să renoveze acele clădiri. Iar în locul clădirilor de patrimoniu, care se surpă, bineînțeles, ușor, ușor, cresc diferite blocuri, hoteluri și alte chestii. Cum ați vedea voi, nu știu, punerea în valoare a acestor clădiri vechi pe care le mai avem, mă rog, alea care mai sunt până la urmă? Vreau să vă spun că sunt foarte mulți străini la noi în Pitești, care, și foarte multe persoane care vin din alte județe și vor să vadă ceva în Pitești, vor niște puncte turistice. Noi nu avem unde decât să-i plimbăm pe centru. Nu știu, vreo oră, dus întors, hai să ne mai ducem o dată, știți? Ceva de genul ăsta. Și puțin în parc. Și puțin în parc, da. Aș avea aici un punct de spus, că tot există o mișcare din asta la nivelul primăriei, cu ce proiecte au mai rămas în, la sfârșit de an acum, care trebuie să începute. Am fost și noi invitații, câțiva arhitecți, să prezentăm, de exemplu, zona Atrivale, care este un parc natural, încă care trebuie și el exploatat, pentru că acolo vin, într-adevăr, vara, mai ales foarte mulți oameni, există noi nevoi, mișcări ale bicicliștilor, care și-au format trasee prin pădure. Asta așa ca o paranteză, zic că strada respectivă, cu vechimea ei și cu tot parcul și cu toate punctele de interes, începând cu zona de intrare, case, continuând cu grota, mergând la schit și apoi cornul vânătorului și grădina zoologică, da, niște puncte de interes, să spunem așa. Restaurantului. Da. Deci restaurantul din pădure. Da. Așa. Apoi, deci sunt zone care pot fi reabilitate, pot fi puse în valoare și creau o atracție a orașului. Sunt și alte zone, să zic, case sau locuri care pot fi transformate. De obicei, cele vechi e bine să le pui în valoare prin a le da o funcțiune cât mai publică și așa vor căpăta viață. Iar investitorul automat o să facă ceva de calitate pentru că vrea să atragă.
Voi ați făcut, nu știu, propunerile astea de care spuneți acum și către autorități? Ați încercat să... Am încercat la începutul anului cu ajutorul Ordinului Arhitecților să și altor oameni interesați de zona Argeșului să facem niște ședințe comune cu primăria, unde am participat și noi ca specialiști. S-au stabilit niște criterii, după aceea a fost o perioadă în care n-am mai auzit nimic și noi n-am putut să... să zic, să tatonăm prea mult pe tema asta și atunci ei acum au revenit, fiind poate spre final de an, să bifăm încă o dată proiectele majore care s-ar dori. Probabil că vor să contracteze și să vedem ce se va mai întâmpla. Da. Spuneai mai devreme de exploatarea parcului tribale. Trebuie să fac o mențiune pentru că sunt mulți bucătași de ăștia care se mai uită la, și la noi, știți, cu bani și cu file pe la diferite instituții, exploatare din punct de vedere turistică, până la urmă, nu, nu. Și așa se taie în pădurea tribale ceva de speriat, că de-aia trebuia mai pădurea tribale, mai avem parcul ăsta, cât îl mai avem, da. Bun, haideți să vorbim puțin de cel mai frumos oraș din Argeș. Care credeți că este în opinia voastră? Sunt curios. Cel mai frumos? Cel mai frumos oraș din Argeș. După Costești, bineînțeles. După Costești. Da, Câmpul Lung, Curtea de Argeș. Câmpul Lung, care... Curtea de Argeș, între ele, da. Uh-huh. Câmpul Lung are mai multă istorie, mai multe clădiri și oricum am văzut că acolo deja primăria, instituția chiar încearcă să renoveze clădirile acestea de patrimoniu, chiar atrag fonduri. Și în Curtea de Argeș am văzut că se vor axa acum pe zona veche de la intrare din oraș ca să o renoveze. Am văzut că foarte multe orașe se axează pe zona veche, pe... Da, este un punct de atracție. Exact, exact. Și este o zonă care ar fi putut fi, nu știu, făcută și la noi. Bine, acum câțiva ani, acum mai avem. Da. Noi oricum, din 70 și când s-a demolat, nu mai avem pe ce să mizăm la capitolul ăsta. Da, de corect. Exemplu, am fost și eu în weekendul ăsta, nu vă duse în Craiova, și este extraordinar. Deci suntem cu mulți ani în urmă față, chiar dacă acolo totuși țesutul este vechi, se poate exploata gen București, Lipscani, dar e departe, adică au făcut multe lucruri în timpul ăsta, când noi am stat degeaba. Corect, noi am stat să se surpe. Nu e singura Craiova, iată, București cu centru vechi nu este singurul și Brașovul a pus accent foarte mult. Și Sibiul, da, foarte Clujul mult. Clujul care e într-o dezvoltare continuă. Clujul, corect. La sfârșitul lunii o să fiu la Cluj și poate mai veniți la noi în emisiune că vin cu lucruri noi și după la Cluj, pe acolo, cine știe ce mai văd. Da, iar îmi fac nervi. Da, pentru că la noi orașul este într-adevăr într-o continuă dezvoltare, sunt de acord cu asta, nu neg acest lucru, dar el a început ca târg, Piteștiul. Piteștiul a fost un târg, probabil de aia și acele barăci, probabil ne-am păstrat, iată, acest amalgamă asta de... Da. Știu că aveți proiecte și pe la Câmpul Lung, pe la Curtea de Argeș și aveți întâlniri acolo, dacă nu mă înșel, nu? Cu... A fost organizată anuala de arhitectură a Argeșului, la care am participat și noi și am câștigat niște premii și acum expoziția care a fost la Metopa până pe 15 s-a mutat la Curtea de Argeș și acum la Câmpul Lung este deschisă. Și ne-am dus și noi să susținem această inițiativă. Spuneți-ne, știu că aveți o întâlnire și la primărie, dacă nu mă înșel. Spuneai ceva mai devreme. Da, mâine este o întâlnire. Să vedem ce proiecte vor fi prezentate. Avem și noi de prezentat proiectul cu tribale. Să putem să încercăm să punem acolo o cărămidă, să... Credeți că aveți vreo șansă? Din câte ați observat voi până acum, autoritățile v-au băgat în seamă sau nu v-au băgat în seamă, având în vedere că, iată, sunteți tineri, fără experiență, ia stați-mă la coadă. E adevărat că e o responsabilitate mare la un așa proiect și implică să ai și, din punct de vedere legal, anumite condiții îndeplinite, să fii înscris în SEAB, să ai cifră de afaceri, să ai experiențe, lucrări similare,
un astfel de proiect, e clar că nu poate să fie luat de un birou, un arhitect care nu are logistică în spate, nu are tot ce e nevoie pentru un așa proiect. Și atunci e normal că și primăria se orientează la firme cât mai, mai mari și mai competente. Noi avem dorința, dar numai în echipă se poate lucra ca să poți să ajungi să ții în mână un astfel de proiect, pentru că până la urmă contează reușita lui, nu dorința. Și cu înțelegere până la urmă și dacă înțelegem că sunt și persoane tinere care vin cu noi idei, cu noi concepții și că nu trebuie să rămânem cu acele, dacă vreți, concepții comuniste, trebuie să schimbăm ceva în orașul ăsta. Tocmai de-aia v-am invitat și noi aici, pentru că v-am văzut la emisiunea Subiect de Presă și mi-a plăcut foarte tare ce idee ați avut voi acolo și cum le-ați pus în valoare. Vă mulțumim că ați venit în această dimineață și vă mai așteptăm, v-am spus, la sfârșitul lunii o să fiu pe la Cluj, cine știe ce mai văd pe acolo. Și poate veni și ne arăta și nou acel proiect, nu știu, concret, cu pădurea Trivale. Să sperăm că se va concretiza și că se va concretiza cât mai curând, pentru că mai încolo nu o să mai avem pădurea Trivale. Da, vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați fost alături de noi și în această dimineață. Bineînțeles, vă așteptăm și mâine la 7 fix, ne bem cafeaua împreună aici la matinal. Mulțumim, Florăria, altceva? Vă mulțumim, da, Florăria, altceva. Și vă așteptăm și mâine dimineață tot aici la 7. De la 7 fix, într-adevăr, nu uitați, 15 grade astăzi, maximele, și o să avem ceva soare cu vinți și așa o să avem temperaturile și zilele viitoare. Pa, ne vedem mâine! Așa începe viața.